Incendiu pe centura ocolitoare a orașului Gherla. Remorca unui camion care transporta alimente a luat foc în mers. Speriat că flăcările s-ar putea extinde, șoferul a decuplat remorca camionului, care a luat-o la vale și s-a răsturnat într-un șanț. Era aproape de miezul nopții când șoferul unui autocamion care tracta două remorce a ajuns pe centura ocolitoare a orașului Gherla. Bărbatul a fost semnalizat de ceilalți șoferi din trafic că de sub una dintre remorci iese fum. De teamă că incendiul s-ar putea extinde, acesta a reușit să decupleze remorca de camion. Imediat, remorca încărcată cu alimente a început să o ia singură la vale și s-a răsturnat într-un șant de pe marginea drumului. La fața locului au intervenit de urgență pompierii din Dej, dar și o echipă de pompieri voluntari din orașul Gherla pentru stingerea incendiului. Banda de intervenție din cadrul județeanului de pompieri de aici a intervenit la un incendiu izbunit pe varianta de ocolire a municipiului Gherla. La fața locului am măsurat o remorcă. Se pare că în urma defecțiunii la camera de frânare a remorcei a izbunit un incendiu. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. Pompierii urmează acum să stabilească de la ce a pornit focul.